Potrivit unui proiect de hotărâre postat pe site-ul primăriei municipiului Zalău, regulamentul în baza căruia se desfășoară activitatea de ridicare a mașinilor staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public, ar urma să fie modificat, astfel încât polițiștii locali să fie împuterniciți să dispună și ei ridicarea acestor mașini. Trebuie precizat însă că ei au acest drept prin legea poliției locale, însă pentru a putea fi pus în aplicare, acest drept trebuie prevăzut și în regulament. Cel mai probabil, noul regulament sau modificarea regulamentului va fi aprobată în prima ședință a Consiliului Local Zalău.